Fragmente de autobiografie. La început m-au amuzat speculațiile metafizice, apoi cele științifice. La sfârșit de tot m-am simțit atras de cele sociologice. Însă, în niciuna dintre aceste etape atinse în căutarea adevărului, n-am găsit nici certitudini, nici mângâiere. Am citit destul de puțin, indiferent de domeniul care m-a preocupat. Dar, din puținul citit, mi se părea extrem de obositor să găsesc atâtea teorii contradictorii, fiecare întemeiată pe raționamente dezvoltate cu migală, fiecare dintre ele plauzibilă și bazându-se pe o selecție de fapte. Care dădea mereu impresia că ar cuprinde toate faptele. Când îmi ridicam de pe pagini ochi obosiți, sau atunci când anumite gânduri dirijau către lumea exterioară perturbata mea atenție, nu mai vedeam decât un singur lucru care anula pentru mine orice utilitate de a citi sau de a gândi. Smulgându-mi astfel, una după alta, toate petalele care împodobiseră în mine ideea că merită să faci un efort. Infinita complexitatea lucrurilor, imensa sumă, supraabundenta imposibilitate de a concepe cu precizie puținele fapte ce îți aparțin, astfel încât ele să constituie mai apoi. FUNDAMENTUL VREUNEI ȘTIINȚE Încetul cu încetul am descoperit în mine durerea de a nu descoperi nimic în afara mea și nu i-am găsit alte explicație logică sau motivație care să îl justifice decât scepticismul. Nu m-am gândit să mă vindec de el. De deci ce aș încerca să mă vindec? Iar a fi sănătos, ce însemnătate ar putea avea? Cum aș putea fi eu sigur că această stare sufletească ține de domeniul bolii? Și cine să ne spună că, în caz de boală, n-ar fi mai de dorit boala, mai logică decât sănătatea? Dacă e de preferat sănătatea, de unde venea boala mea, din moment ce se știe că boala este o dispoziție naturală? Iar dacă e naturală, de ce să te împotrivești naturii, care își avea cu siguranță planurile ei, în cazul în care putem accepta că ea are planuri îmbolnăvindu-mă? Niciodată nu am găsit alte argumente decât cele care pledează pentru inerție. S-a infiltrat zi de zi în mine și din ce în ce mai ferm conștiința sumbră a apatiei mele de om care abandonează a găsit motive de inacțiune, am mă strădui să fug de orice efort care mă privește și de orice responsabilitate socială, iată materialul, statuia îndelung chipzuită a întregii mele vieți. Am abandonat lectura. M-am debarasat de tot soiul de capricii care țineau de cutare sau cutare stil de viață estetic. Din puținele mele lecturi, am învățat să extrag doar elemente utile visării. Din puținul la care asistasem, m-am străduit să rețin doar ceea ce putea, grație unui joc de ecouri îndepărtate, să se prelungească mai profund în mine. Am făcut în așa fel încât din toate gândurile, din toate capitolele experienței mele cotidiene să receptez numai senzațiile i-am imprimat vieții mele o orientare estetică, iar acestei estetici am dat un sens pur individual. Am făcut-o să-mi aparțină exclusiv. Apoi m-am străduit pe traiectul hedonismului meu intern, elaborat minuțios, să fug de sensibilitățile sociale. M-am blindat treptat împotriva sentimentului de ridicol. M-am antrenat să rămân insensibil fie la apelul simțurilor, fie la solicitări. Am redus la minimum contactele cu ceilalți. Am făcut tot ce am putut să pierd orice iubire pentru viață. Treptat m-am despuiat chiar și de dorința de glorie, ca un om doborât de oboseală care se dezbracă să se culce. De la studiul metafizicii al științelor, am trecut la ocupații spirituale mai violente pentru echilibrul nervilor mei. Mi-am pierdut nopți îngrozitoare, a plecat peste volume de mistici și cabaliști pe care nimeni n-ar fi avut răbdarea să le citească în întregime, ci doar fragmentar, din când în când, șovăielnic. Riturile și rațiunile rozicrucenilor, simbolistica din cabala și cea a templierilor, am îndurat în diverse etape caracterul lor aproximativ iar febra zilelor mele a fost năpădită de speculații veninoase, de razele demonice ale metafizicii. Magia, alchimia, care extrăgea un fals stimul vital, din senzația dureroasă de a te situa oarecum mereu pe punctul de a afla un mister suprem. M-am rătăcit prin sistemele secundare entuziaste ale metafizicii, pline de perturbante analogii de capcane pentru luciditate, sisteme talând peisaje misterioase acolo unde reflexele supranaturalului proiectează misterul pe conturul priveliștilor. Am îmbătrânit de atâtea senzații. M-am epuizat delectându-mă cu idei, iar viața mea s-a scurs ca o febră metafizică descoperind mereu înțelesuri ascunse în lecturi, jucându-se cu focul unor analogii misterioase, amânând folosirea lucidității integrale, sinteza normală pentru a se denigra. Am căzut într-o complexă indisciplină cerebrală plină de indiferențe. Unde m-am refugiat? Am impresia că nu m-am refugiat niciunde. M-am abandonat. Însă nu știu cui. Mi-am concentrat și limitat dorințele pentru a putea să le fac și mai subtile. Ca să ajung la infinit, iar eu cred că se poate ajunge, ai nevoie de un port, de unul singur, sigur, iar de acolo să pleci spre nedefinit. În religia mea dedicată mie, însumi am devenit actualmente un ascet o ceașcă de cafea, o țigară și, iată că visurile mele se substituie cu succes, universul instelat, muncii, iubirii, chiar frumuseții și gloriei. Nu mai simt nevoia de aproape niciun stimulent. Opiu, găsesc eu un suflet. Ce fel de visuri am? Nu știu. M-am străduit să ajung la un punct unde nu știu nici ce gândesc, nici ce visez și nici care sunt viziunile mele. Am sentimentul că visez mereu mai departe, tot mai mult, vagul, imprecisul, nevizionabilul. Nu fac teorii despre viață. Nu știu nici, nu mă gândesc dacă viața e bună sau rea. În ochii mei, este numai dură și tristă. Presărată aici și acolo cu visuri delectabile. Nu mă interesează să știu ce înseamnă viața pentru alții. Viața celorlalți îmi servește doar ca eu să pot trăi în locul lor, și mi se pare că tuturor li s-ar potrivi mai degrabă acea viață pe care ei o au în visul meu.